de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Nu mai poți în redacția aceasta nici măcar să urmărești câte un episod de la cine știe ce emisiune națională, pentru că imediat ți se spune atenție, atenție, trebuie să intrăm în direct. Și, dom'le, vrei să intri în direct și stai și te gândești ce ai mai putea să vorbești în perioada asta, apropo de ce se întâmplă în Neamț, prin zonele astea atât de frumos alcătuite de către Dumnezeu. Sunt lucruri de discutat. Dacă vrem, primul lucru care ar trebui să-l discutăm, apropo de, cum să vă spun eu, deschiderea instituțiilor noastre locale față de populație. Exemplu, ieri am aflat din niște hârtii pe care le-am primit cumva neoficial că cei de la Consiliul Județean au mai făcut un pas pentru spre Spitalul Județean de Urgență cel nou. Așa cum sfinții sunt pe vechi și pe nou și spitalele din Neamț sunt pe vechi și pe nou. Pe vechi era spitalul ăla senzațional cu 13 etaje din interiorul curții actualului spital. Săracul s-a transformat într-un fel de mucenic și acum este un alt spital care face pași pentru ca să înceapă să se vadă. De exemplu, Mesagerul de Neamț, varianta electronică, publica ieri, sper să găsesc materialul, o știre, ieri seară, o știre. Încă un pas spre construirea noului spital. Știm cu toții că s-a mutat locația undeva, cred că dealul Vulpii, ceva de genul ăsta, a pus gârcina 4,8 hectare de teren la dispoziție. Pentru că spitalul va fi cândva mare, mândru și modern, s-a considerat că nu ajung cele 4,8 hectare și așa că a venit Comuna Girov dintr-un foc și în continuarea terenului a mai pus la dispoziție 13,8 hectare. În urma unui probabil larg consimțământ al locuitorilor comunei. Acum, mâine, consilierii județeni vor vota această tranzacție pentru interes public. Ce e important să spunem, că în referatul de aprobare semnat de domnul Ionel Arsene, probabil și scris de domnia sa, pentru că se vorbește la persoana întâia, aflăm că, cităm, din discuțiile purtate cu proiectantul lucrării, slash, asta înseamnă că achiziția serviciului de proiectare a fost finalizată, lucru pe care suntem mândri să-l aflăm indirect așa. Dacă n-a fost finalizată, e greu să poți o discuție cu proiectantul lucrării. A rezultat că pentru un spital nou de capacitate a actualului Spital Județean de Urgență cu 883 de patru este necesară alocarea de cel puțin 120 de metri pătrați teren pentru fiecare pat aferent noului spital. Ceea ce înseamnă că la 120 de metri de teren afectat, 120 de metri pătrați de teren afectat pentru fiecare pat, 13,8 hectare plus încă 4,8 ar fi suficiente, mai ales că aflăm că acolo ar trebui să fie și un parc de panouri fotovoltaice care să producă cotă parte din energie, heliport, știți că am mai avut încă 6 la un moment dat în proiectare, dar, na, se întâmplă. Avioanele astea și elicopterele nici nu mai știi unde aterizează, când aterizează. Plus blocuri de locuințe destinate personalului medical. Plus rețele interioare urbanistice. Așa că, din punctul nostru de vedere,
drumul e deschis pentru noua construcție, mai rămâne ca ea să și înceapă cândva. Asta este un prim subiect pe care ar fi meritat să-l discutăm în emisiunea de astăzi. Mai sunt și altele, de exemplu, apropo de emisiunea de ieri, am văzut că la nivel facebookistic a apărut o revoltă a unor doamne cu funcții de răspundere apropo de faptul că cei din primărie s-au supărat pentru că au fost scoși din căsuțele în care vreau să facă centru de vaccinare. Să vă spun, nu vreau eu să comentez aici foarte mult aceste lor de poziții, dar merită să vedeți limbajul diplomatic folosit. De exemplu, Carmen Elena Anastasă, directoarea Centrului de Cultură și Arte Carmen Seculare, spune că domnul Harbuz minte cu neșinare și ceea ce spune este total eronat. Domnul Harbuș știe foarte bine că nu am schimbat niciun cuvânt cu el pe această temă. În plus, nu există o corespondență instituțională între Centrul de Cultură, Arte și Primăria Piatra de Consiliul Județean și Administrația Locală, bla, 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 bla. Și finalul este apoteotic. Singurul document emis de către primăria, de către Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei, este o solicitare din data de 26 noiembrie, după finalizarea programului de lucru la ora 16:26. Acum, dacă citim cu atenție, observăm că doamna Anastasă nu spune niciun moment că cineva din primărie n-ar fi vorbit cu ea pe această temă. Spune că domnul Harbuz n-a vorbit cu ea pe această temă. Dar domnul Harbuz este reprezentantul primăriei. Cineva din primărie a vorbit cu doamna Anastasă pe această temă. Altfel, este greu de crezut de ce s-ar fi dus angajații de la Carmen Seculare să scoate lucrurile din căsuță. Doar dacă au vrut să facă pe plac primăriei Piatra Neamț să enerveze conducerea de la Carmen Seculare. După aceea, nu există o corespondență instituțională între cele două, cei doi parteneri din proiect, dar neinstituțională, ca să spunem așa, între Centrul Carmen de Cultură, Carmen Seculare și Primăria Piatra Neamț o fi existând în cazul acesta? Aproape sigur că da. Dar trecem mai departe. Nici nu vreau să mă mai refer acum la mesajul doamnei Florentina Moise, care este dezamăgită. Înainte de sărbători este bine să nu rămâi dezamăgit. Nu de alta, dar s-ar putea ca dezamăgirile să persiste. Mergem spre un alt subiect și anume spre testare. Da? Vom vorbi puțin despre testare. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră, dar testarea elevilor a fost lăsată pe mâna părinților. O să spuneți, vai, profesorii ăștia care n-au vrut. Nu. Pentru că, de fapt, acest guvern n-a avut niciun plan. A anunțat că va aduce teste și a întârziat nepermis de mult. N-a făcut niciun plan clar pentru testare. Ce spune onor domn ministru, testarea nu are bază legală pentru a fi obligatorie. Este adevărat, dar la fel de adevărat este că, având majoritate în Parlament, poți să faci lucrul acesta foarte rapid, nu că eu aș fi de acord cu așa ceva. Domnul Câmpeanu se bazează, spune el, pe responsabilitatea părinților. Asta într-o țară în care avem cea mai mică rată de vaccinare din Europa. Sau aveam, dacă nu am fi depășit măcar Bulgaria. Dar domnii aceștia au venit și ne-au adus teste la grămadă.
în niște săculteți și de acolo fiecare le-au împărțit în alte pungi și le-au dat după aceea părinților. Problema este că dacă nu este obligatorie, este la latitudinea părinților, școala nu le poate interzice copiilor să participe la cursuri dacă nu sunt testați, testarea nu poate fi verificată, deci este, după părerea mea, o chestie făcută aiuristic, care a avut un singur scop. Cumpărarea de teste și mimarea procesului de testare. Nu întâmplător, oameni buni, într-un ultim sondaj, mă rog, Avangard sau cum s-o chema el, omul care are cea mai multă, care beneficiază, potrivit acestui sondaj, de cea mai mare doză de încredere din partea populației, este domnul Rafila, care de vorbește în continuu despre testare asumată de către statul român și făcută după niște reguli clare. Într-o țară cu populație curată mică de vaccinare, cei care nu vor să se vaccineze au posibilitatea testării. De aici cred că vine și popularitatea de care se bucură domnul Rafila potrivit acestui sondaj de opinie. Sunt mai multe lucruri de discutat despre testare, dar vreau să vedem dacă în Neamț avem raportat măcar vreun caz de testare pozitivă. Bineînțeles, dacă cumva găsim și pe cineva să ne spună. Bună dimineața! Scuzați că vă deranjăm, vă spun de la început că suntem în direct în emisiune. N-am apucat să discut cu dumneavoastră înainte de emisiune. Domnul Mihai Obreja, generalul învățământului românesc, cel puțin până în vara viitoare. Domnul Obreja, spuneți-ne și nouă, că murim de curiozitate. Câți testați au venit cu test pozitiv în județul Neamț? Până ieri, la orele 16:30, am primit din teritoriu o singură informare. E vorba de un personal de la o grădiniță din municipiul Piatra Neamț, la care testul a ieșit pozitiv. Și se urmează exact procedura, inclusiv prevederea din ordinul comun. Deci este anunțat DSP-ul și pentru confirmare se impune un test PCR. Bineînțeles că nu putem obliga și nimeni nu poate obliga părinții să efectueze acest test PCR decât dacă doresc ca să aibă o confirmare și copilul să se poată întoarce în comunitate dacă rezultatul este negativ. Dacă nu, la fel, urmăm procedura, rămâne acasă pentru 14 zile. Iar la reîntoarcerii se impune iarăși testul, un test. Am înțeles. Deci, testăm, da, testăm. Vom culege informații în cursul zilei de astăzi și în zilele următoare. Ne interesează, în primul rând, să vedem cam câte teste din cele distribuite au fost și utilizate. Și cum puteți afla lucrul ăsta, cu respectul cuvenit, întreb? Da, mizăm pe implicarea colegilor directori, a diriginților, deci vor avea la nivelul școlii, să spunem, evidenții, dar ele vor fi aproximative. Dar vreau să ne formăm măcar o imagine, cel puțin ca de lință, să vedem cum funcționează sistemul acesta de testare cu teste non-invazive, lucru pe care l-au cerut de-a lungul timpului, știm foarte bine, și părinții, și Consiliul Elevilor, și sindicatele, asociațiile de părinți. Deci chestia asta va fi ca un fel de sondaj de opinie, nu? Da. Deci, ca un fel de feedback. Am înțeles. Să avem un feedback.
feedback să vedem dacă, într-adevăr, ele sunt utilizate într-un procent destul de ridicat. Așa, cu marjă de, au zis, cu marjă de eroare cât este rata de infectare raportată de autorități. Da, păi aici putem, vedeți, dacă eu am deja, să zicem, o analiză. Deci ieri a fost a treia zi de la reluarea cursurilor pe mine în vacanță. Așteptăm zilele acestea. Într-adevăr, dacă o să apară cazuri de infectare cu COVID confirmate direct prin testul PCR, dar și teste din acestea pozitive, pe teste pe non-invazive, pe bază de salivă, atunci, într-adevăr, putem face și analizii, să spunem, calitative. Adică putem trage niște concluzii în legătură cu ce se întâmplă în acest moment. Domnul general, aveți cumva, pentru că, uite, m-a întrebat cineva acum, aveți cumva o situație a cadrelor didactice care au decedat în această perioadă cu diagnostic COVID? Nu am o situație, dar cam știu cazurile care mi-au fost și comunicate. Deci de la începutul pandemiei, personal didactic și didactic auxiliar, suntem undeva, cred că, sub 7-8 cazuri. 7-8 cazuri? Da, în ce perioadă? Pe tot parcursul? Pe tot parcursul pandemiei, da. Am înțeles. Dacă evidențele sunt cât de cât corecte, adică cele care mi-au fost mie raportate la inspectoratul școlar. Vă mulțumesc tare mult pentru... Dacă aveți un anunț de făcut important, dacă nu, vă mulțumesc pentru participare. Da, și eu mulțumesc și vă doresc o emisiune frumoasă în continuare. Mulțumesc. Nu știu cât de frumoasă poate fi o emisiune în... O emisiune inteligentă, cum le faceți de obicei. Mulțumesc tare asta mult. E bine, da? Mulțumesc. E bine, da, mulțumesc mult. Deci, ați văzut un singur caz raportat la nivelul județului și acolo la învățământul preșcolar, unde părinții sunt în general foarte atenți cu copiii. Ce o fi în rest, nu știm. Nu știm nici câte teste să folosesc. Am văzut că au început să apară anunțuri de vânzare de teste de salivă, ceea ce înseamnă că se obține totuși o plusvaloare din aceste teste. Sper să nu apară și anunțuri de tip barter. Dau 10 teste contra o sticlă de, nu știu ce, trascău. A, om trăi și om vedea cum stau lucrurile în continuare. Bun, mergem spre un alt subiect, dacă doriți. Ci că a apărut acel sondaj Avangard care ne spune că PSD-ul se menține, deci rețineți, nu mai crește, se menține la 40%, dacă era în opoziție creștea sigur, PNL-ul este încă la putere, dar ci că scade la 17%, USR-ul a ajuns la 11% și, deși în mod normal ar fi trebuit dat în ordinea procentelor, AUR a fi crescut la 15%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, încet, încet, se ajunge acolo unde toată lumea spunea că se va ajunge. Intrarea la guvernare a PSD-ului a stopat creșterea acestuia în sondaje, pentru că vrei, nu vrei, în momentul în care ajungi să te pupi, asta în cazul cel mai puțin rău, poți să faci și mai mult decât atâta, cu dușmanii tăi cu care te-ai înjurat ani de zile acum la guvernare, nu poți să te aștepți la o creștere în sondaje. USR-ul a dovedit că este un partid, mă rog, o formațiune care a apărut de undeva în mod bine premeditat și după ce a ieșit de la guvernare are reale probleme în a exista. El este bun doar atât pe zona aceea de comunicare contra, unde și-au format niște organe media care performează cu oameni foarte buni, dar cam atât.
Drulăii nu pot funcționa decât când dau pe mână banii, instituțiile statului sunt cablați și pot să-și toarne partenerii de guvernare, nu că aceștia n-ar merita-o în cazurile respective. Bun, ăștia suntem noi. Mai avem și altele. Putem fi fericiți de sărbători, cei de la putere, dar aici e cazul PSD-ului în cazul acesta, dau un semnal foarte clar cu privire la faptul că suntem un popor care are nevoie de împăcare, de armonizare. De aceea, pe un post extrem de important, foarte important, poate câteodată mai important chiar decât cel de prim-ministru, șefia Secretariatului General al Guvernului, a fost propus, deci pe postul acesta a fost propus, un domn numit Marian Neacșu. Ați auzit de el, a mai fost în PSD, s-a dus și în Pro-România, unde și-a îndeplinit misiunea, Pro-România acum este în faliment. Domnul Marian Neacșu este un personaj care, de când a intrat în politică, a urmărit să-și facă prieteni. Prieteni și colo și colo și colo și colo. Atât de mult a vrut să-și facă prieteni și atât de mult ținea la familie, încât și-a angajat fiica la biroul de parlamentar, lucru constatat ca fiind incompatibil de către DNA și de aceea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 6 luni de închisoare, evident cu suspendare, pentru conflict de interese. Domnul acesta, altfel o capacitate combinatorie, este propus la Secretariatul General al Guvernului, deci mai important ca mulți miniștri, să știți. Acolo se face, se desface, acolo vin toate hârtiile. Domnul Neacșu a devenit, dacă va fi numit acolo, va deveni mai important decât domnul Ciolacu. Pentru că toate aprobările trec pe acolo, acolo se pun actele pentru ședințele de guvern, etc. E, fără penal în funcții publice, capătă o cu totul și cu totul altă conotație. Penalii pot să fie în Secretariatul General al Guvernului, deci pot să fie oriunde. Asta da împăcare, mai ales că l-avem în guvern și pe domnul Grindeanu, cel care spune că el a numărat de la, până la 14, când e vorba de ordonanțe, dar a numărat și 13, acum e greu să pronunțe 13, că e cu ghinion, știți? Și spune că el e doar cu ordonanța 14. Mai spunem și altele? Mai spunem. Aflăm că suntem prin reprezentanți conectați la viitor. O știre face furori zilele acestea pe site-uri, în special pe site-urile Rezist, cum că 6 senatori vor participa între 12 și 18 decembrie la Dubai, la Expo 2020, eveniment dezbatere, așa, pe tema expoziția mondială, cu tema principală, conectarea minților, crearea viitorului. România se numără printre țările participante la expoziție cu un pavilion propriu. Senatorii care sunt puși la zid pentru că ar cheltui 23.000 de lei pentru transport și 78.000 de lei pentru cazare, da? Deci vreo 20.000 de euro amărâți, sunt 6. Interesantă este componența care respectă ce avem în guvern, cu o singură excepție. PNL-ul are 3 reprezentanți, Alina Gorghiu, Eugen Nazare Țapu, senator de Neam, și Daniel Fenechiu, despre care se spune că este în PNL,
un om de bază, avocat. Problema este că din când în când seara mai adorme prin emisiuni sau răspunde la o întrebare cu un răspuns ca pentru o altă întrebare. Avem și doi de la PSD, Radu Oprea și Florian Bodog, fost ministru, dacă nu mă înșel, și doi de la UDMR, Laurent Antal și Tiroș Laurent. Oamenii se duc să vadă cum ne vom conecta la viitor. Noi sperăm că după ce se întoarce, domnul Eugen Nazare Țapu ne va explica ce și cum pe acolo, pentru că altfel este greu să ajungem la Dubai, mai ales cu restricțiile acestea. Mai avem și alte subiecte, dar eu vă propun să ne oprim aici, pentru că ieri a fost Moș Neculai, da? A venit dimineața Moș Neculai, toată lumea este veselă, bucuroasă. Astăzi vom avea ședință de consiliu local în care consilierii vor aproba cumpărarea unui teren pe care primăria și instituțiile și societățile primei au făcut construcții, deși acolo era un titlu de proprietate în 2011 obținut de un cetățean. Acum vom plăti toți suma respectivă, dacă nu cumva se va trezi cineva din primărie că e cazul să vadă dacă n-au greșit niște funcționari și să le oprească bănuții. Apropo de oprit bănuții, mi-am adus aminte acum că raportul Curții de Conturi, pe care l-am publicat pe Mesagerul în integralitatea lui, n-aveți decât să căutați acolo cu răbdare, spune la un moment dat că cei de la Consiliul Județean n-au făcut nimic pentru recuperarea a 5.416.000 de lei, deci vreo 54 de miliarde de lei vechi, care trebuiau recuperați de la persoanele care au aprobat consilierii județeni, bani pentru clubul de fotbal Ceahlău, care s-a fi dovedit că sunt acordați ilegal. E vorba de fostul președinte Pruteanu și de fosta secretară Ignatovici Lazar și de doamna Cristina Mititelu, care și ea a fost, se pare, secretar în perioada aceea. N-au făcut nimic pentru recuperarea banilor. În mod normal, dacă n-au făcut nimic, ar trebui să li se impute celor care n-au făcut nimic. Dar asta nu se va întâmpla, pentru că raportul nu este definitiv, el poate fi contestat, etc., se mai duce, mergem în continuare. Interesant este altceva. Instituția condusă de Ionel Arsene, un om care nu putem spune că nu cunoaște valoarea banului bugetar, sau de Daniela Soroceanu, secretar general al județului, care nu putem spune că nu cunoaște valoarea unei hotărâri definitive și executorii, spune Curtea de Conturi că nu au făcut nimic pentru recuperarea banilor de la cele trei personaje. De ce nu au făcut nimic? Pentru că este timp. Consiliul Județean are bani suficient, a avut bani să plătească și pentru greșeala, neglijența în serviciu, nu abuz în serviciu, privindu-l pe domnul Laurențiu Dulamă, care a fost executat pe baza unei anonime, după care a fost primit la sânul larg al Consiliului Județean, înapoi, pocăit, și el s-a dovedit imediat un suflet milos, a renunțat la, cum se cheamă, compensația morală de a fi dat afară în felul acesta, pentru că probabil și-a spus că unde e vorba de moral acolo, în zona respectivă. Și pentru că a fost milos, a fost trimis să lucreze într-o zonă în care mila se poate manifesta din toți rărunchii, fiind numit director adjunct, sau mă rog ce o fie acolo, la DGASPC, o instituție, ca să vezi, a Consiliului Județean Neamț, concursul având loc în perioada în care se constituia majoritatea pentru Consiliul Județean. Și ca cercul să fie închis, dacă la Consiliul Județean trebuiau recuperați vreo 54 de miliarde vechi, lei vechi, la Consiliul Local Piatra Neamț vreo 51, dacă nu mă înșel.
de la alți doi, alte două personaje. Doamna Ana Monda, fost viceprimar, și domnul Vasile Vișan, secretar. Nici acolo nu s-a recuperat niciun bănuț, dar așa, ca să închidem cercul, trebuie să amintim că domnul Vasile Vișan lucrează în Consiliul Județean, fiind consilierul domnului Arsene, probabil ca tot pățitul priceput îi spune ce nu trebuie să facă ca să nu greșească, având în vedere că domnul Vișan mai este într-un dosar privind primăria Piatra Neamț, iar doamna Ana Monda a fost recuperată ca specialist, pusă directoare, manager, ce o fi acolo, la Drupo, după care, în momentul în care a fost condamnată definitiv, a fost retrogradată pe o altă funcție de conducere, pentru că altfel Drupo nu putea participa pe la licitații. Deci, practic, acum, toți cei din dosar sunt în curtea Consiliului Județean într-un fel sau altul. Nu-i așa? Vin sărbătorile, recuperăm valorile și avem grijă să mergem mai departe. Să aveți o zi minunată, afară ninge din când în când, mai plouă, iar ninge, dar a venit iarna și stratul de zăpadă poate acoperi multe mizerii.